Avem acest psalm care s-a deschis în seara aceasta, psalmul 73. De fapt, mă uitam în mai multe texte din Biblie, m-am oprit la câțiva din psalmi și apoi m-am oprit la acest psalm, la psalmul 73, și spune cuvântul Domnului aici despre un om al lui Dumnezeu, un om deosebit, pe nume Asaf, pe care îl iubea pe Dumnezeu, și avem câțiva psalmi scris de el. Omul acesta a avut și a avea experiență cu Dumnezeu, nu experiență mici, ci experiență mari. Însă se prea poate ca pentru fiecare dintre noi ispita aceasta a căderii să ne pască oricând, oricând. De aceea mă gândeam la acest mesaj să-l intitulez sau să spun să veghem foarte mult și să avem grijă la pașii căderii, la pașii căderii. Vedeți, noi de cele mai multe ori auzi, mă, a căzut cineva jos și s-a lovit. E la spital sau ce știu, așa mai departe. Imediat întrebăm, dar de unde a căzut? Când îi spui de la etajul 1, cred că are vreo 2-3 zgârieturi. Când încep să urci etajele pe la etajul 2, zici, mă, cred că și-o rupt vreo dege de la mână. De la etajul 3, zici, ăsta gata, îi cam începe să îi se rupă cam toate oasele. Mă, au căzut de la etajul 9. Hei, Doamne! Și mai trăiește, poate ați văzut știrea câteva luni în urmă, un rus beat a căzut de la etajul 9 și a supraviețuit, a căzut pe o mașină. Mirarea multora de asta, nu le vinea să creadă, încă s-o dat jos singur de acolo de pe ea și mergea un pic șchiop. Deci noi, când auzim că cineva a căzut, imediat ne interesăm, mă, fratele sau sora, mă, tânărul, o căzut. O căzut, unii a căzut într-un păcat, dar ce păcat? Măi, ce știu eu, băut un pahar de vin, vai! Dar nu că mai căzut dineva un pic o treaptă mai sus, mai și o tras o țigară, vai! Nu, că au căzut o treaptă și mai sus. A început să se drogheze, spuneam, doar atunci, știi, imediat ai atitudinea, acțiunea aia, știi, să-ți faci parcă cruce. Zic, cum așa, mă? Zilele trecute eram undeva și mi-au spus, mă, până și în satele astea unde abia au pătruns curentul, a ajuns curentul electric, mă refer, zice, mai repede au ajuns drogurile și toate porcăriile astea decât curentul electric în satul ăla. Sunt o grămadă de lucruri și o grămadă de pași pe care diavolul îi pregătește pentru căderea oamenilor. Și noi trebuie să fim foarte atenți, foarte atenți. Noi de cele mai multe ori ne păzim de una, ne păzim de alta, dar sunt pași pe care noi îi facem și nu suntem atenți și noi suntem căzuți în ochii lui Dumnezeu. Exemplu, dacă cineva v-ar judeca pe voi, așa, băi, să nu spun că îți spune cuvinte, vai, lasă-mă și cu ăsta. Nu-mi pică bine, nu-mi prea pică bine la inimă, lasă-mă și cu el, e arogant, e așa, e. Și tu auzi, ai putere tu să-l ierți? Ai putere tu să, bă, lasă Domnul să-l binecuvinteze. Poate o căzut și el într-o slăbiciune și mă judecat, ai putere? Ați văzut de multe ori că suntem gata ca să punem un preț? Stai să vezi că mă întâlnesc eu cu el. Stai să vezi ce îi spun eu, ce îi zic eu, stai să vezi că îl chem la înfățișare, stai să vezi că mai chem pe cineva să văd eu ce are omul ăsta cu mine, ce are persoana asta cu mine. De aceea Dumnezeu în seara aceasta, în câteva cuvinte care le voi avea, un sfat, o învățătură din partea Domnului, aș dori ca Domnul să vă păzească împreună cu mine de orice pas al căderii. Amin. De orice pas al căderii. E rușinos să vezi un om sau ce știu eu, acum să vezi un adolescent sau un tânăr că merge și dintr-o dată îl vezi că cade jos, iară se ridică, iară cade jos. Te uiți și spui, mă, ăsta ori i-a dormit, ori împiedicat. Dumnezeu vrea să te păzească, vrea să ne păzească, că sunt foarte mulți pași care îi faci, care îi facem în fiecare zi și sunt pași care noi cădem. Și de cele mai multe ori, bine ne spunea Domnul la timpul de rugăciune, noi, după aia ne batem cu pumnul în piept, noi suntem cineva, frate, dar eu n-am nimic cu nimeni, n-am dat în cap la nimeni, dar sunt foarte multe lucruri care tu și eu cad. Și Dumnezeu ne spune în seara aceasta, atenție la cădere. Că sunt căderi care te alegi cu o jupitură așa mică, te alegi cu o fractură mică, dar sunt căderi la care te poate
păștea ispita, diavolul, până într-acolo să te duci pas cu pas să nu mai ieși din groapă. M-am gândit la unul dintre pașii căderii, spune aici cuvântul Domnului, da, bun este Domnul cu Israel, cu cei cu inima curată. Și Asaf îl văd așa, parcă un pic pulsiv la capitolul acesta și spune așa, totuși era să mi se îndoaie piciorul, era să mi alunece pașii. Că spune aici versetul 3, căci mă uitam cu jin la cei nesocotiți, mă uitam. Unul din pașii căderii sunt privirile noastre, ochii noștri ne duce de cele mai multe ori în ispită și în cădere, ochii noștri. Spunea cuvântul Domnului mai departe, când vedeam fericirea celor răi, când vedeam, când mă uitam. Am fost într-o biserică câțiva anișori buni în urmă, am avut un cuvânt din partea Domnului de descoperire și apoi frații m-au pus la un îndemn. Când am ajuns la îndemn, cumva așa Duhul Domnului îmi dădea ghes să repet lucrarea sau cuvântul pe care mi l-a dat Dumnezeu pentru biserică. Fraților, nu poate lucra Dumnezeu la cuvintele care Domnul vi le-a spus. Fac aici o mică paranteză și apoi vă spun întâmplarea aceasta. Când Dumnezeu ne vorbește, noi trebuie să luăm atitudine. Când Dumnezeu aduce un mesaj, un cuvânt, fie că e din demnul fraților, fie că e o predică, fie că e o prorocie, fraților, haideți să ne însușim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine a vorbit Domnul. Pentru noi vorbește Domnul. Și a venit cuvântul Domnului și am spus, aduc un mesaj mai departe, aduc un îndemn mai departe la rugăciune, dar nu mă întreba nimeni nimic de cuvânt, de descoperire pe care a dat-o Domnul. Domnul e supărat pe biserică și pe mulți din biserica aceasta e supărat. Ați început să vă vorbiți de rău, să vă judecați și Domnul nu poate lucra. Și n-am mai apucat să vă spun prea multe, s-a ridicat o soră, am crezut că și ea a avut vreo descoperire, am tăcut din gură, i-am dat locul la sora. Zic, s-a ridicat sora, o lăsăm să spună, poate are ceva din partea Domnului. Și s-a ridicat sora, totuși era destul de în vârstă, spune, fraților, eu n-am avut nimic din partea Domnului, am avut prin frații care au vorbit Domnul că trebuie să mă pocăiesc. Și sora zice, eu de o bucată de vreme am început să judec pe fratele conducător și zice, nu sunt singură, mai sunt cu cineva, dar nu spun numele, zice sora. Și zice, astăzi Duhul Domnului așa de tare m-a mustrat că nu mai pot să stau așa liniștită pe bancă. Vreau să-mi cer iertare public de la fratele conducător că l-am judecat, că e mai roșu la față, că e un pic mai plinuț, mai gras și na, uite, n-am avut noi ce face, ne-am apucat la vorbă, la bârfă despre fratele nostru. Și sora care era lângă ea s-a ridicat și încetul, zice, eu sunt sora și cu sora care povestim în vorbele noastre pe fratele conducător, Dumnezeu să ne ierte că l-am vorbit de rău. Mai stau un pic, să ridică un alt frate, am crezut, poate el are vreo descoperire, să ridică el și spune, fraților, dar păi eu de o bucată de vreme am început să judec pe frați și a început el. O terminat fratele, s-a ridicat un alt frate, a rămas acolo, am văzut, nu știam cum să mă mai comport. Frate, stai acolo, lasă, dacă se ridică. Am stat 40 de minute pe ceas. Cea mai mare ispită care era și cele mai multe probleme care le avem, că noi vedem cu ochii aceștia de carne, dar de cele mai multe ori nu cercetăm lucrurile. Noi ne uităm la ce izbește ochiul de carne, după aia acumulăm o grămadă de gânduri, o grămadă de idei, de presupuneri în mintea noastră și spunem, cred că de asta, cred că de aia, o, las că îi trebuie asta lui fratele, la familia aia, așa le trebuie, am auzit, eu îi știu, eu îi cunosc eu. De aceea în seara aceasta m-aș ruga Domnului pentru voi și pentru mine, pentru noi toți, Dumnezeu să ne păzească, să ne ferească ochii aceștia să privească ce nu-i de privit, să acumuleze informații care nu ne privesc pe noi. Poate am spus, poate n-am spus, nu mi-e rușine să spun, dar am luat o lecție de viață. Eram în America, cred că vreo 2-3 ani, poate sau înainte de pandemie, nu vreau să greșesc. Călătoream cu avionul dintr-o parte în alta și cum stăteam la avion acolo, am văzut că mai multe persoane tot se uita așa mai lung. Străgea parcă cumva privirea să te facă curiosul, căzut cineva, să simte cineva rău. La un moment dat am văzut două femei, nu erau tare bătrâne, cel puțin la înfățișare, poate vreo 35-40 de ani, erau ele foarte, foarte plinuți amândouă,
interesant sau ce a făcut să tragă privirea la mai mulți oameni, că ele aveau puține haine pe ele și erau toate tatuate, din cap până în picioare și părul de 70 de culori le avea. Și cercei prin nas și una și alta. Măi, când le-am văzut și eu, cerebi de-am căzut în ispită. Zic, mă, fii atent, mă, n-au leacă de minte, uite, fii atent în public, uite, merg așa. Și am rămas și eu pe gânduri așa câteva minute până când ne-am îmbarcat în avion. Cum stăteam pe coloarul ăsta, cum să intrăm în avion așa, vine un gând și după aia mi-am dat seama chiar că era de la Domnul. N-am vrut să-l accept. Zice gândul ăsta așa la mintea mea, zice, ce ai spune tu dacă te pun între astea două femei să călătorești vreo 3 ore și jumătate? Parcă făceam așa cu mâna pe la urechile mele. Ferească Dumnezeu! Dacă astea nu încăpeau pe 3 locuri, imaginați-vă unde se mai stăi altul lângă ele, pe trei scaune. Și el a luat-o mai înaintea mea, tot așa, tot mă ispitea, Doamne, ai milă Tu! Când mă duc în avion, avionul full plin, mai printre ultimii m-am ridicat și tot câte un pas în față, parcă tot vreau să spun, dă Doamne să nu mă duc înspre ele, dă Doamne să nu mă duc. Când am ajuns acolo și când am văzut locul, m-am uitat încă o dată, m-am frecat așa la ochi, ăsta nu-i locul meu. Sincer să fiu, nu m-am pus pe scaun jos, dar n-aveam un stepui. Am chemat eu una din stoardeze, cu limba mea pocită engleză, i-am spus una alta, nu pot să stau. Ele au zâmbit, au râs între ele, asta e locul, asta aia te vrei să te pui. Unii să stau pe bar, aia pe margine la scaun, unii să stau. S-a uitat el în stânga, în dreapta, zice, nu este un loc. Îi explica, nu este un loc liber, nu este un loc liber. Parcă în baie aș fi vrut să stau, dar zice, nu că la decolare și la aterizare trebuie să stai jos. Știți ce lecție am luat de viață? Mai degrabă roagă-te pentru cineva decât să-l judeci. Acum lăsăm lucrul acesta așa, că mi-a atras privirile, modul lor, tatuajele lor, felul lor de asta. Roagă-te, am învățat o lecție deosebită, nu că m-a pedepsit Domnul, că numai eu știu cum am stat și nu vreau să vă povestesc toată povestea. Roagă-te Domnului când vezi pe cineva. Vreau să vă spun, știți câți dintre noi cădem și în biserică? Băiatul lucutare, fata lucutare, o căzut, s-a îmbrăcat așa, o venit așa, uite ăsta ce gras, uite ăsta ce slabe, că nimeni nu ne mai mulțumește pe noi. Uite ăsta și așa, uite ăștia mai așa. Mă, fraților, haideți să ne rugăm unii pentru alții. Și dacă ai probleme cu ochii, bine, spunea un frate, tare mi-a plăcut de el, tot îl vedeam că stăie așa cu mâna pe la ochi, zic, da, ce ai, te-o prins flama de la sudură? Zice, nu, frate. Și așa, pe mine mă ispitește, când mă uit în adunare și mai văd femeile cum se mai îmbrac, fetele, zice, nu că mă ispitește altceva ca să înțelegi, dar mă ispitește să le judec, uite mă, aia n-are batic, uite asta n-are așa, și câteodată așa mai pun mâna la ochi, de ce? Că după aia nu mă pot bucura. Nu știu voi dacă lăsați, acceptați când priviți anumite situații, dacă vă bucurați, da? Bun, te uiți la cineva și îl judeci, după ce l-ai judecat, ești plin de pace, ești plin de bucurie? Nu spuneți amin. Vedeți? Dar ce spui dacă te-ai rugat pentru cineva? Sau dacă vezi o situație, dacă vezi, ce știu, un lucru care e inconvenabil pentru tine, să spui în inima ta, în mintea ta, Doamne, ai milă și de el, ai milă și de ea, ai milă și de copiii ăștia, ai milă și de oameni aceștia. Vedem tot felul de oameni în jurul nostru, pe bună dreptate, parcă îți vine să spui, mă, chiar nu mai aveți minte, nu mai aveți deloc minte. De aceea m-aș ruga Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Nu mai vorbesc mai departe privirile astea, câtă întristare aduce. Acum noi, vedeți, sunt lucruri care noi nu le putem testa. Eu n-aș putea să judec pe cineva, că n-am un aparat de judecat. Mă, te-ai uitat acolo, ochii tăi sunt murdari, conștiința, cugetul tău e murdar. Dar gândiți-vă voi, fiecare dintre voi, cât de mult Satana ne ispitește cu privirea aceasta. Dacă nu te ispitește pe latura aceasta sexuală, te ispitește pe latura aceasta materială. Dacă nu te ispitește pe latura aceasta materială, te ispitește pe latura aceasta, ce știu așa, băi, ăla îi merge mai bine, ăla are mai mult, ăla nu știu de unde i-a luat. Și tot vedem, tot parcă în fiecare zi suntem borbandați în mintea noastră prin ochii noștri ca să vedem lucrurile acestea. Domnul să aibă milă de noi, amin. Un alt lucru foarte important. Întotdeauna eu când mă uit sau noi când ne uităm, noi transmitem la mintea noastră un mesaj.
nu se uită cineva, nu se uită cineva și îl vezi, mai sunt așa, sau poate mai vezi și voi câte o stare toată, că te uiți într-o parte, dar chiar că nu vezi nimic, că mintea e total în altă parte și tu stai acolo, trece un frate, trece o soră pe lângă tine, trece trenul prin gară, aproape te calcă și tu nu-l auzi, nu-l vezi. Tu ai rămas cu mintea undeva departe la o frământare, la o lupta ta. Am observat lucrul acesta că noi de multe ori cădem la nivelul gândirii noastre. Da, am văzut. Vedeți, și Domnul când spunea cu privire la ispita aceasta sexuală, când spunea, cine se uită la o femeie, nu o păcătuit. Cine se uită la o femeie, nu o păcătuit. Că eu pe stradă, le mai spun tinerilor și numai, fraților, vorbim, discutăm. Eu pe stradă, dacă îmi spui ăla e bărbat sau e femeie, eu spun, eu fac diferența că e bărbat, că e femeie. Nu, frate, la mine nu faci diferența că e bărbat, că e femeie. Ba da, fac diferență. Și dacă vrei mai departe o calitate, fac și calitate. Deocamdată am ochii buni să văd dacă e o femeie bătrână sau o femeie tânără. Însă problema este alta. Problema este alta. Cine se uită la o femeie și, da, s-a uitat, mintea lui macină aici, încă nu-i păcat, încă nu-i păcat că vine imediat la mintea lui să-l scarpene mintea. Și dacă el nu-i atent, de la minte trece la inimă și o poftește în inima lui, a și săvârșit un păcat în inima lui. Acum, întrebarea care îi se pune în seara aceasta nouă, de câte ori săvârșim noi păcat la nivel de gândire? Care-i păcatul care rămâne înaintea Domnului? Pentru că, așa cum ni se spunea la timpul de rugăciune, ne-am cam plictisit poate unii de alții, ne-am cam săturat unii de alții. Trei feluri de mâncare pe masă și vezi copiii că spune, n-am ce mânca, nu-mi place ce-a făcut mama, nie nu-mi place. Frigiderul numai nu se răstoarnă peste noi, plin, grămadă, este tot ce vrei acolo și ne uităm, nu ne place, nu este de mâncare. Ce este de mâncare? Nu este nimic de mâncare. Nu s-ar prea putea că noi cu ușurință acceptăm anumite gânduri care mai departe, dacă nu știm să le luăm de la noi, să le izgonim de la noi. Astea trec apoi la inimă și apoi, o să vezi, făceam diferența cu cineva chiar ca un studiu pe linia aceasta. Zice, eu n-am nimic cu fratele, dar nu-l suport. Stai să tălmăcim un pic vorba asta. Mă, nu am nimic cu el, uite, n-am nimic cu el. Nu mi-a făcut rău, nu i-am făcut rău, dar nu-l suport. Și m-am dus un pic pe linia aceasta să văd de unde nu-l suport. Mă, mi s-a părut mie odată așa, l-am mai văzut încă o dată așa și de atunci n-am nimic cu el, dar nu-l suport. Tu ai păcătuit în inima ta cu privire la el. N-ai știut să alungi, să izgonești gândul care a venit la mintea ta, n-ai știut. De multe ori am observat lucrul acesta și mi s-a întâmplat, ni se întâmplă poate des la unii dintre noi, să te mustre Domnul, să te mustre cugetul tău, să te duci la un frate, la o soră, sau să te duci la cineva, mă, iartă-mă, uite, mi-a trecut gândul ăsta, parcă nu mai scăp de el, n-am nimic cu tine, tot iartă-mă. Și în felul acesta scăpi, te iartă și fratele, te iartă și Domnul. Dar dacă tu nu ești atent, vreau să spun, știți de ce noi pomenim în discuțiile noastre, între ghinimele, nu tare bune și plăcute, adică în bârfele noastre, pe unii și pe alții? Știți de ce? Că i-am pus la inimioară. Nu ați văzut. Deci aici am pus, așa, la inimioare am pus. Și ținem la inimioare, așa. Și din când, bă, n-am nimic cu el. Dacă îmi stai la un sfat, la o discuție, pac, îți iese fratele în față, zici că e poliția. În România, nu aici, că în România sunt mai mulți. Stai un pic de vorbă, pac, îți iese fratele pe gură, pe vorbă, numele lui, mă, lasă-mă și cu ăsta, mai lasă-mă și cu ăla. Ați observat lucrul acesta? Dumnezeu să ne binecuvinteze gândirea noastră să fie o gândire bună. Spunea el, mă uitam și după aia spune aici Asaf, da, am văzut într-adevăr în inima mea că nimic nu-i oprește pe ăștia, la ăștia le merge din ce în ce mai bine. Ia uite ce oi grași, uite li se bulbucă ochii de grăsime. Ia uite la ei, uite cât îți de bine făcuți, uite, toate lucrurile merg bine. Și mintea lui Asaf nu avea altceva de făcut decât ea măcina, ea rodea acolo în lăuntru ei. Pentru că vreau să vă spun ceva în seara aceasta din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu chiar de dimineață m-a luminat cu privire la un cuvânt al lui. Deci diavolul, dacă noi nu suntem atenți, ne dă de lucru. Fiți atenți! Aduce în mintea ta o slăbiciune, aduce în mintea ta o ispită, o luptă, o frământare, te lupți toată ziua cu ea, seara ești rupt de obosit, psihic vorbind,
frământat, n-ai spus-o la nimeni, că n-ai curaj să spui ce ți-a trecut ție prin minte. Și n-ai biruit. N-ai biruit, n-am biruit, n-avem cuvântul, n-avem Duhul Sfânt, nu suntem plini de Duhul Sfânt. Exact cum spunea Domnul de Domnul Iisus Hristos, cuvântul Domnului spune că Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a fost dus în pustie de Duhul ca să fie ispitit. De El era plin de Duhul Sfânt, era plin de cuvânt. Și noi suntem frustrați, obosiți. După ce te trezești dimineața și bă, slavă Domnului că am dormit și am uitat. Și când te trezești dimineață, hopa, când ai deschis prima oară ochii, să știți că mintea cam pornește de unde s-a oprit. Că și eu de multe ori m-aș culca și băi, mă trezesc a doua zi, poate uit și poate nu mai iau iară de la capăt cu problemele ale. Noi o luăm iară de la capăt, de acolo. Și dacă nu ești atent să rezolvi problema, tu a doua zi iar îți duci problema asta mai departe. Iar gândurile alea, iar frustrările alea. Să știți că depresia, cum o numim noi, duhul acesta demonic, a satanei, care prinde pe foarte mulți, în special și în biserică, nu este altceva decât anumite gânduri care ele s-o strecura la mintea ta prin ochi. Vine la mintea ta și dacă nu ești atent, dacă nu știi să te eliberezi de ele, dacă nu știi să te mărturisești, să chemi pe cineva să te ajute în frământările, în luptele astea, ispita aceasta, frământarea aceasta vine și ea e ca un disc de la cu zimți și tot se învârte. Brrr, și la un moment dat auzi că sună un pic în gol, câte un dinte se începe a rupe. Și după aia merge și o zi tot la problema aia, și a doua zi tot la problema aia, și a treia zi tot la problema aia. Tu nu te mai bucuri de viață, fie că ești soție sau soț, sau ești tânăr, copil, vezi tineri, eu când îi văd pe tineri că sunt așa frustrați, obosiți, ispitiți, amărâți, am așa o supărare pe ei de numai. Zic, mă, voi ce probleme mai aveți? Și îl vezi pe om că iar ia problema aia, dar de ce așa, dar de ce s-a întâmplat, dar de ce numai la mine, dar uite asta ce grasă, uite asta ce bine merge, dar uite asta, dar uite aia, și el iar, a doua zi, iar ia. Și el e frustrat, el e obosit, el e ispitit, el e istovit, din cauza că nu poate scăpa de gândurile care le acumulează și de cele mai multe ori prin vedere. De aceea omului Dumnezeu, fratele Cornel spunea ceva la timpul de rugăciune, m-a făcut să zâmbesc, dar au spus un mare adevăr. Da? Spune aici în versetul 2. Ce spunea Asaf? Nu, voi să nu spuneți că voi sunteți deștepți. Eram prost. Așa spunea Asaf. Eram prost, da? Și cum? Fără cum? Fără judecată. Cum, frate, soră, să devii prost și fără judecată? Cum așa? Păi dacă diavolul, păcatul, asta faci. Dacă tu nu ești atent, dacă eu nu sunt atent, n-ai putea să-mi spui mie, am întâlnit nu tare de mult o fază, așa, un gest a unui bărbat, e normal că n-avea judecat. Exact ca un copil se purta, exact ca un copil se juca, exact ca un copil se manifesta. Și îmi spunea cine îl însoțea, zice, și-a pierdut mințile. Nu mai are mințile care le avea altă dată, nu le mai are, le-a pierdut mințile. Vreau să spun că diavolul tocmai asta face. El ne golește de cuvântul lui Dumnezeu, ne golește de puterea lui Dumnezeu, ne golește de cugetarea cuvântului lui Dumnezeu, de cuvântul care l-ai acumulat, care l-am strâns. Noi trebuie să adunăm cuvânt, noi trebuie să îl strângem în inima noastră și după ce l-ai adunat, după ce l-ai strâns, trebuie să cugeți la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Noi adunăm informații greșite, nu bune. Noi adunăm ispite în gândirea noastră, în mintea noastră și știți ce facem noi? Hai să nu spuneți că voi sunteți altfel decât mine. Aduni aici în mintea ta un lucru care nu-i bun și după aia ce faci? Te gândești la el. Spune cuvântul Domnului despre Acan. El a luat, a furat și a pus în cortul lui, în mijlocul cortului lui, a făcut o groapă și a săpat ce a pus acolo. Și a pus deasupra carpet, a pus deasupra faianță, a pus deasupra gresie. Ce vreau să vă spun? Ce credeți voi, unde era inima lui Acan? Mintea lui unde era? Dar spune cuvântul Domnului așa. Unii comoară acolo și inima. Dar nu vedeți că, ce știu eu, vine o plăcere, vine o ispită, vine o poftă și pleacă mintea de acasă. Tu mergi înainte, dar mintea merge tot înapoi, acolo la unde ai văzut tu, unde te-ai gândit tu. Și de aceea, după aia rămânem fără minte. Și bine ar fi să spunem ca Asaf odinioară, Doamne, în seara aceasta, na, mi-e rușine un pic să spun cu glas tare. Sunt...
Nu o spuneți fraților că e rușinos. Să știți că ăsta e un păcat, de fapt e un lucru care nu e păcat. Să spui în dreptul tău că ești prost. În dreptul fratelui tău, pe vremuri, pe timpuri, te-și omora cu pietre dacă îi spuneai fratelui tău că e prost. N-ai dreptul să-i spui asta. Dacă el nu recunoaște că n-are minte, n-are înțelepciune, n-are pocăință, e treaba lui cu al Dumnezeu. Nu-i treaba ta, nu-i treaba mea. În dreptul meu pot să spun lucrurile acestea. Da, Doamne, sunt fără judecată, fără minte. De ce am făcut asta? De ce am judecat în felul acesta? De ce eu să urăsc pe fratele meu? Oare cine poate face un lucru ca acesta decât un om fără judecată? Doamne, ai milă de noi. Doamne, binecuvintează-ne cu minte înțeleaptă. Amin. Un alt lucru și foarte important. Vine Asaf aici și spune cuvântul acesta și un pas care cad foarte mulți dintre noi, în special și tinerii, dar nu numai, am observat lucrul acesta, este pasul acesta al comparației, să ne comparăm. Dacă vorbim de lucrurile spirituale, o să vedeți că ne trece prin cap, nu că sunteți mai pocăiți, dar mie da. Eram la Roma, măi, și așa frumos au început să cânte frații, s-au făcut așa o trezire în biserică, dar mai mult am văzut, am dedus că de la cântare s-a făcut trezirea. Să cânta, mă, oricare ieșea în față, îi dădea Domnul har la cântare. Și ne-am apucat și noi vreo câțiva dintre noi, printre care și eu. Bine, n-am avut gând să fac CD-ul, dar măcar am zis să cânt. Și am cântat de vreo două ori solo, poate nu vă vine să credeți, nu mă ispitiți că într-o seară o să cânt solo cântare aici. Dar sigur nu dați nota cea mai de jos. Mă, și mi-a trecut gândul ăsta pe la minte. Dar cum cântă fratele, sora? Dar ce cântă ăla? Cântă ăia? Eu ce să nu cânt? Cum să nu cânt? Dar ce ăla predică? Ăla dă îndemnuri? Ăla prorocește? Ăla face? Dar ce? Adică eu ce? N-aș putea să fac și eu lucrurile astea? Și de cele mai multe ori începem comparația, dar noi nu ne comparăm în sensul bun al cuvântului, adică, Doamne, uite aici un slab, un păcătos, l-ai salvat, m-ai scos din mocirlă, uite aici un om care, Doamne, dacă mă lăsa era mort de mult, uite aici, sunt aici la dispoziția Ta, uite mă sfințesc, mă curățesc, mă pun deoparte, Doamne, mi-aș dori să slujesc și eu ca fratele, ca sora, ce minunat slujesc, ce har, ce dar le-ai dat Tu, Doamne. Ăștia nu l-au furat de undeva, îi le-ai dat Tu darul ăsta, harul ăsta. Cum te compari, cum ne comparăm noi? Ați observat? Am întâlnit după aia, pot să spun și slăbiciunea asta, că e și pe la noi, pe în biserică, se compară după aia copiii, tinerii între ei. Bă, fata locutare, băiatul locutare. Dați-mi voie că acum sunt un pic mai cucoș, așa că am copii mici. Dacă îmi crește amii mari, o să vedeți că cred că încep să închid și o gura. Dar nu avem voie să spunem lucrurile astea, fraților. Sunt fete mai vorbărețe, mai băieți, mai... Nu, trebuie să-i ajutăm, trebuie să-i încurajăm. Nu, gata, le băgăm biețe în roate, că... Comparația asta imediat, dar ce e ea, dar el, dar numai el, nu. Sunt copii care au har, au dar de la Domnul, au pregătire. Vrem să-i încurajăm, da, nu facem discriminare, nu de acum pe unii încurajăm și pe alții descurajăm. Nu asta, că de cele mai multe ori au nevoie cei care sunt mai, cumva așa, mai în urmă au nevoie de încurajare, de îmbărbătare. Dar cineva care e înainte, cineva care e pregătit, are un har, are un dar de la Domnul, nu-i băgăm biețe în roate, îl binecuvântăm și îl împingem să meargă spre înainte. Amin! Amin! Doamne, binecuvintează tinerii noștri! Să știți că printre tineri sunt care au darul de vedenie, de cunoștință, de prorocie. Domnul să-i binecuvinteze. Amin! Numai ei n-au voie să facă concurență între ei. Noi nu avem voie să facem concurență între noi, nu, ci noi trebuie să ne pregătim, noi trebuie să ne apropiem de Domnul și trebuie să rugăm pe Domnul. Spunea Domnul la Timotei că orice vas care se sfințește, care se curățește și se pune deoparte, va deveni folositor stăpânului. Doamne, binecuvintează-ne, amin, amin. Dar în lucrurile trecătoare, nu vă uitați, ne uităm unii la alții imediat. Ce interesant că nu-i cumpărăm cu aia care sunt amărâți, care sunt năcăjiți. Totdeauna, imediat ne uităm, bă, îi merge bine, de unde fură? Dacă n-are nimic, zici, bă, săracul de el, bă, ce amărât, bă, ce puturos e ăsta când vine așa să-și leau la bătaie. Dacă îl vezi că merge un pas mai înainte și se descurcă mai bine, bă, dar de unde fură ăsta? Nu se poate. Nu ai cum. Dar n-au curajul, după ce văd, după ce gândesc, să te abordeze, să stea de vorbă cu tine, să vorbim unii cu alții. Mă, uite, s-a auzit lucrul ăsta, uite, am auzit lucrul ăsta despre tine. Uite, se aude vorba asta, se aude lucrurile astea. Mai degrabă, imediat, comparația asta, de unde, de ce-a făcut cu tare, dar de ce are el și n-am eu?
Da, bă, uite la ăștia, le merge atât de bine și imediat facem comparația asta. Vine Asaf și încetul, încetul tot cade câte un pas tot mai jos, tot mai jos. Dar vreau să mă apropii de încheiere, să vă mai spun câteva lucruri așa fugitiv, că sunt foarte important. Dacă noi nu suntem atenți după pasul acesta al comparației, fraților, cădem într-un pas mult mai profund, care de acolo mulți dintre noi nu ies. Cădem într-un pas în care ne este rușine să recunoaștem, și de multe ori nici nu ne dăm seama. Dacă nu ești luminat de Duhul Sfânt, de Cuvântul lui Dumnezeu, și dacă cugetul tău nu te mai mustră, nici nu-ți dai seama, stai acolo, îmbătrânești acolo. Caz în duhul acesta, în pasul acesta a judecății. Judecă mintea ta, macină mintea ta de n-ai văzut lucrurile astea. Ești așa de frustrat, așa de amărât, mă, are mâncare, are haine, are cu ce să îmbrăca. De el e amărât că vecinul are doi boi mai mult decât el. El are mâncare, are pâine, are tot ce îi trebuie, dar el îl judecă pe aproapele lui. Mă, nu se poate una cu asta. Mă, dar uite cum le merg bine la ăștia. Nu se poate așa ceva. Și el cade acolo. Și judecata aceasta o asociez eu exact. Când ai căzut în judecată, deja cârtirea. Cârtirea e la ea acasă. Ai început după ce judeci să știți că oamenii care vorbesc, care cârtesc, ei nu căzut dintr-o dată în păcatul acesta de cârtire. Ei nu cad dintr-o dată în păcatul acesta de cârtire. În lucrurile, în slujirea în care o facem pentru Domnul și în multele lucruri, în multele probleme care ne cheamă frații să le rezolvăm, întotdeauna vor să se scape mulți dintre cei care cad în anumite stări. Frate, am căzut. No. Sunt lucruri care le-ai premeditat, le-ai gândit, le-ai judecat, le-ai cochetat și după aceea ai căzut. Dacă deodată cade cineva într-o greșeală, spunea robul Domnului Ioan, da, dacă cineva dintr-o dată, se întâmplă dintr-o dată, dar cei mai mulți cădem în ispită, în păcat, în judecată, în cârtire, știți cum? Pași mărunți. N-am văzut oameni dintr-o dată, vai, le-a mers bine până în ziua când Iov a murit, cei 10 copii ai lui și robii lui și roabele lui, toate animalele, toate le-a luat. N-am văzut pe Iov dintr-o dată să înceapă cârtirea la adresa lui Dumnezeu. Da, o plâns Iov, nu i-a fost ușor lui Iov, dar Iov a avut încredere în Dumnezeu. Spunea aici cuvântul Domnului, da, versetul 27, căci iată că cei ce se îndepărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale, Doamne, glorie ție, slavă ție. Pe Domnul Dumnezeu meu fac locul meu de adăpost. Și când vine ispita, când vine încercarea, când vine necazul, eu sunt la adăpost în Domnul. Eu biruiesc păcatul că sunt în Domnul. Eu biruiesc ispita că sunt în Domnul. Eu biruiesc pe cel rău că sunt în Domnul, că Duhul Sfânt e în mine, El mă ajută. Am făcut o dată comparația cu tinerii și am spus în felul următor. Imaginați-vă voi că unul dintre păstori în fiecare zi este cu tine. La școală, pe autobuz, cu prietenii, cu colegii, când ajungi acasă, când închizi ușa după tine, când te pui așa într-o poziție unde te vede nimeni, știi? Și pui așa să știi că păstorul în spatele tău se uită. Mai ai curaj să mai faci lucrurile alea? Mai ai curaj să te mai uiți unde te uiți, te obicei? Mai ai curaj să vorbești cu cineva pe aproapele tău dacă știi că păstorul, unul dintre slujitori, stă cu tine sau stă cu ochii pe tine? Dar de ce de cele mai multe ori ne permitem? Duhul Sfânt e cu noi, e în noi. Ochii Domnului sunt peste noi. Privirile Lui ne cercetează. Cuvântul lui Dumnezeu este cu noi, este în noi. De ce de cele mai multe ori permitem diavolului să vie cu imagini, să vie cu gândiri? Permite să vie cu comparație, permitem să vie, ce știu, cu judecată, cu cârtire. De ce?
Dumnezeu ne îndeamnă, Dumnezeu ne învață să ne ridicăm privirile spre El. Doamne, ajută-ne! Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu-ți se umple fața de rușine. Glorie lui Dumnezeu! Când cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu, vine fericirea, vine pacea, vine bucuria. Slavă lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu! Și știi ce spun? Fac o mică paranteză la acest cuvânt. Când noi cugetăm la cuvântul Domnului, este cel mai vrednic cuvânt de acceptat, de primit și de a-ți pune încrederea în El. Eu când cuget la cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a mântuit. Amin. Îi da și amin lucrul ăsta. Dumnezeu m-a purtat de grijă. Amin, slavă ție, Doamne. Când cuget la cuvântul lui Dumnezeu, m-a salvat, m-a spălat, m-a scos din păcat, m-a binecuvântat, m-a ocrotit. Tot mă încarc, parcă tot așa simt că mă înviorez, mă ridic. Dumnezeu nu m-a dezamăgit, n-a pierdut nicio bătălie. Dumnezeu nu pierde nicio bătălie. Dumnezeu te iubește mai mult decât te iubești tu. Și de aceea în seara aceasta te îndeamnă, da, privește în sus, strânge cuvântul în inimă și cugetă la cuvântul Domnului. Și dacă îți vine satana cu o ispită, roagă-te pentru fratele, pentru sora. Rugați-vă unii pentru alții, să ne rugăm unii pentru alții. Eu am observat că dacă nu dai de treabă la minte, la ochi, la cuget, îți dă treabă diavolul, îți aduce atâta treabă, te obosește de n-ai văzut și a doua zi, iară te ia. Dacă nu dai de treabă la trupul ăsta, la firea asta, firea asta îți dă ție de treabă. Da? De aceea Dumnezeu în ziua aceasta te cheamă și mă cheamă să-L iubim pe Cel Preanalt, să ascultăm de glasul cuvântului Lui, să ne apropiem de El, să ne apropiem unii de alții, să ne luptăm împreună, unul pentru altul, nu unul potriva altuia, da? Și dacă cineva are vreo problemă sau are vreo stare, are vreo cădere, noi suntem frați și noi ne rugăm unii pentru alții și Dumnezeu spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Luați jugul meu și sarcina mea că este ușoară și de aceea ne cheamă Domnul aceasta, Domnul să fie lăudat. Amin.